Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Valul 4 al pandemiei a crescut gradul de vaccinare în județul Hunedoara în ultima perioadă. Lucrările la parcarea de la Spitalul de Urgență din Petroșani sunt în grafic, iar Petroșaniul va avea o creșă modernă. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara a aprobat o nouă hotărâre care prevede măsurile ce vor fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 atunci când incidența cazurilor este mai mare de 6 la 1000 de locuitori. În localitățile cu incidența mai mare de 6 la 1000 de locuitori, masca devine obligatorie și revine carantina de weekend, când circulația persoanelor între orele 20 și 5 se va face pe bază de declarație. Dacă rata de infectare trece de 7 la 1000, măsura se aplică în toate zilele săptămânii. Cei care au schema completă de vaccinare sau au trecut prin boală sunt exceptați de la această măsură. Am discutat foarte mult în această hotărâre cu măsurile care se impun la localitățile care au incidență mai mare de 7,5 la 1000. Aici discutăm de purtarea măscii obligatorii în toate spațiile publice, restricționarea accesului persoanelor pe stradă după ora 20 până la 5 dimineața a persoanelor care nu sunt vaccinate. Și, în general, s-a trecut în hotărâre și celelalte măsuri care se impun pe starea de alertă. Revin restricțiile de weekend în localitățile cu incidență mai mare de 6 la 1000 de locuitori. Municipiul Petroșani are astăzi rata de infectare de 6,04 la 1000 de locuitori, astfel că dacă incidența se menține, la sfârșitul săptămânii persoanele nevaccinate nu vor mai putea ieși din casă după ora 20, decât cu declarație pe propria răspundere. Acolo este restricționată doar în perioada de weekend circulația persoanelor după ora 20 până la 5 dimineața pentru persoanele care nu au certificat verde, deci care nu sunt vaccinate. Indiferent de incidența înregistrată, în toate localitățile rămâne în vigoare obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, mijloace de transport în comun, la locul de muncă și în interiorul spațiilor comerciale. Procesul de vaccinare în județul Hunedoara a înregistrat o creștere, însă nu suficient de mult din punct de vedere al autorităților. Mai multe centre de vaccinare din județ au fost reactivate și mai mulți medici de familie au intrat în acest proces de vaccinare. Încă nesatisfăcător din punctul nostru de vedere. Deși au crescut numărul de persoane de doze administrate, creșterea este substanțială în principal faptului că se face cea de-a treia doză. Există o creștere și la nivelul dozei întâi, care de fapt aceasta este doza care ne interesează pe noi cel mai mult, dar nu în ritmul în care ni l-am dori. Este foarte clar că în acest ritm ne vom tot valurile care o să ne lovească să se tot repete. În ceea ce privește acoperirea vaccinală, municipiul Petroșani este pe locul 3 la nivel județean. Este și municipiul Petroșani printre primele localități din județ vaccinate, doar că și aici putem discuta tot așa de un procent redus. Atâta timp cât noi nu ajungem la 50, 60, 70% acoperire vaccinală, lucrurile nu au cum să meargă bine. Și în municipiul Lupeni, numărul persoanelor vaccinate a crescut în ultima perioadă. Sunt foarte mulțumit atât de conducerea Spitalului Municipal Lupeni, de doamna manager și de domnul doctor Burdan, care se ocupă inclusiv de vaccinare. Vaccinarea merge foarte bine la Spitalul Municipal Lupeni. Avem deja la peste 1000 de oameni care s-au vaccinat cu a treia doză și cred că este un lucru destul de bun. Conștientizarea oamenilor este una în regulă. Oamenii decid, bineînțeles, ceea ce trebuie să facă. Noi ne bucurăm că procentul este unul destul de mare, zicem noi. Sunt convins că există și posibilitatea de a-l îmbunătăți, dar o să facem tot ceea ce depinde de noi pentru ca și această vaccinare și pentru ca și sistemul de sănătate să fie unul performant și așa cum trebuie să fie. Mai multe centre de vaccinare au fost reactivate, iar unii medici de familie se deplasează la domiciliul pacienților pentru vaccinare.
Sunt 50 ceva de medici de familie din județ care fac vaccinare la cabinetul propriu. Unii dintre ei chiar se deplasează și la pacienți acasă de fac vaccinare. De mâine deschidem, reactivăm de fapt centrul de la Parcul de Afaceri Simeria, pentru că există solicitări de acolo și o să vedem dacă va mai fi cazul, vom mai reactiva și alte centre de vaccinare. În Valea Jiului, centre de vaccinare sunt la Spitalul de Urgență Petroșani și Spitalul Municipal Lupeni. Lucrările continuă în ritm alert la parcarea ce se construiește în zona Spitalului de Urgență din Petroșani. Noua parcare este amenajată în zona hangarului și, deși este aproape de heliport, traficul aerian nu va fi afectat. Continuăm lucrările la parcare. Cred că în maxim 2-3 săptămâni vom turna primul strat de asfalt în parcarea din spatele hangarului. Noua parcare nu va afecta zborurile aeriene. Nu va fi niciun fel de problemă. Am discutat cu cei de la Smurd, de la Arad. Am modificat puțin proiectul. Am lăsat 10 metri distanță unde va fi spațiu verde. Nu va fi amenajată parcare exact pe aliniamentul unde este pista de elicoptere. Autoritățile publice locale au în vedere că anul viitor să reamenajeze și pista de elicopter de la spital. Anul viitor avem în intenție să reamenajăm, să rebalizăm, dar, încă o dată vă spun, deocamdată nu sunt zboruri de noapte, nu că nu e helioportul nostru pregătit pentru așa ceva, nu sunt pregătite elicopterele pentru a zbura noaptea, dar o să reamenajăm, Doamne ferește, în caz de nevoie, să poată să fie operațională această pistă de elicoptere și noaptea. Amplasamentul viitoarei creșe care se va construi în municipiul Petroșani va fi predat în cel mai scurt timp către Compania Națională de Investiții. Proiectul a primit aviz favorabil din partea consilierilor locali. Terenul care se află în proprietatea administrației publice locale va fi predat Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin CNI, care va finanța investiția. În ultima ședință de Consiliu Local am avut un proiect de hotărâre prin care autoritatea locală predă amplasamentul către Compania Națională de Investiții pentru construirea unei creșe. În programul național de construcție de creșe am intrat și noi. Locația unde va fi construită această nouă creșe este undeva în zona fostei preparații Livezeni. Este singura locație pe care am găsit-o care să corespundă din punct de vedere al suprafețelor necesare construcției acestei creșe. Bazându-se pe o tehnologie nouă de construcție, noile creșe nu pot fi amenajate în clădirile foste unități școlare deja existente. Nu se pot amenaja aceste creșe în clădiri existente pentru că trebuie clădiri noi cu tehnologie nouă, e vorba de panouri solare, de materialele care se folosesc pentru construcția acestor creșe. Practic, aceste creșe sunt verzi, între ghilimele, cu consum redus de energie. Deci nu se pot amenaja aceste creșe decât în clădiri noi. Construcția obiectivului de investiții va fi finanțată prin Compania Națională de Investiții, iar Primăria Municipiului Petroșani va asigura de la bugetul local cheltuielile pentru racordurile la utilități. După predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, Consiliul Local se obligă să mențină destinația acestuia pe o perioadă de minimum 15 ani. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!